O pleadă de actori de primă mână a Teatrului Românesc va stârni pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Râmnic o noapte furtunoasă în piesa lui Ile Caragiale, care a încântat de-a lungul timpului generații întregi. După ce s-a jucat cu casa închisă la Constanța, Ploiești, Pitești și Galați, a venit și rândul râmnicenilor să savureze una dintre cele mai apreciate piese ale lui Nene Iancu. Regizorul Alexandru Naghi mărturisește despre această piesă. Cu o noapte furtunoasă pot să spun că închid un cerc sau un ciclu al titlurilor Portrait Banner pentru că în 2003, cu ocazia anului Caragiale, am realizat prima montare și debutul meu în teatrul de amatori la vârsta de 13 ani, regizându-i pe colegii mei de clasă și interpretându-l pe Jupân Dumitrache. La 19 ani distanță, această montare inspirată de atmosfera Peaky Blinders aduce în fața publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și se dorește a fi o punte între generații. Salutare dragi vâlceni, salutare Antena 3 de Vâlcea, Mă bucur tare să constat că fiecare oră care trece ne apropie de voi. Vom veni pe data de 24 mai la Casa de Cultură din Râmnicu Vâlcea cu un spectacol legendă. Un spectacol clasic pus într-o cheie extrem de modernă. Este vorba de o noapte furtunoasă, vă vorbește Jupân Dumitrache. De ce e cheia modernă? Pentru că Alex Noi, regizorul, s-a gândit ca de data asta să pună o noapte furtunoasă altfel decât până acum. Uh, pentru iubitorii de seriale, uh, cei care urmăresc uh, Peaky Blinders și văd afișul și vor fi în sală, își vor da seama imediat de ce ne-am dus spre Peaky Blinders, mafia anilor 30-40, dar respectând textul ad literam al Nenea Iancu. Deci nu s-a modificat nimic la text, în schimb jocul va fi cu totul altfel. Ce mai are nouă această piesă, în afară de această regie absolut modernă? Faptul că se cântă live, se cântă cu pianul de la începutul spectacolului, live se cântă cu vocea, cei care au de cântat vor cânta live, nu este nimic înregistrat. demistificată și interpretată într-o cheie modernă la granița dintre teatru și film, dar păstrând intact textul lui Nenea Iancu, această variantă permite să intrăm adânc în nițele amoroase încălcite din spatele poveștii pe care o știm cu toții. Dar cât de bine o știm, cât de sigur jupându Mitrache este orbit de gelozie, ce legături mai există între Nenea Naie și Veta, răspunsurile le veți descoperi petrecând cu câteva ore dintr-o noapte furtunoasă. Pentru regizorul Alexandru Naghi a fost o reală plăcere revizitarea acestei capodopere în compania atât de selectă a actorilor totali ce întrupează persoanele lui Caragiale. Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Ovidiu Cuncea, Radu Ștefan Bănică, Monica Odagiu, Cosmin Vigeu și Adrian Nartea. Așadar, pe 24 mai ne vedem la Râmnicu Vâlcea cu un spectacol cu o garnitură pe care vă doriți și pe care abia așteptăm să o expunem în fața voastră. Monica Davidescu, Ovidiu Cuncea, Cosmin Vâjeu, Radu Ștefan Bănică, Adrian Nartea, Monica Odagiu și subsemnatul Jupân Dumitrache. La mine spada, o să vedeți, este de fapt o mare bătă de baseball. Pentru cine știe care Caragiale exact, literă cu literă, când se zice, da de ce vii cu spada scoasă ca la război? Eu am o mare bătă în mână. Trebuie să vedeți această piesă, pentru că mai avem un motiv. Este ziua lui Ovidiu Cuncea. Vreau să-l aplaudăm la scenă deschisă. Cred că niciun artist nu are o bucurie mai mare decât să îi se cânte un la mulți ani, de către o sală plină, de ziua lui de naștere. Deci a fi pe scenă este actul suprem pentru orice artist, pentru orice actor. Așadar, ne vedem pentru cei care vor să uh, achiziționeze bilete, să nu se întrebe de unde găsim. Mai sunt pe ticketstore.ro. Pe 24 mai, Casa de Cultură Râmnicu-Vâlcea, o noapte furtunoasă. Abia așteptăm. Piesa lui Ile Caragiale în regia lui Alexandru Naghi se adresează în aceeași măsură tinerilor de liceu, dar și părinților și bunicilor care vor asista la o altă punere în scenă a celebrei piese, o noapte furtunoasă.